Atenție mare pentru creditele preluate de firmele de recuperări. Nu trebuie să plătiți dobânzi și comisioane. Asta deși, în realitate, lucrurile se petrec altfel. Unele bănci din România au vândut creanțele unor firme de recuperări, dar au continuat să încaseze ratele lunare cu tot cu dobânzi. Trebuie să știți însă că pentru toată perioada de timp în care creditul a fost exportat unei firme din străinătate ce nu este o bancă sau IFN, dobânzile, comisioanele și penalitățile au fost încasate ilegal. Este sentința definitivă dată de instanțele din România. O practică a câtorva bănci din România, demascată de curând, a dus la păgubirea împrumutaților cu sume mari de bani. Mai exact, după ce încheiau contractele de credit cu debitorii, unele bănci vindeau creditele către firme de recuperări din alte țări europene, de cele mai multe ori fără să înștiințeze debitorii. Aurelia este unul dintre ei. Ea a fost chemată în decembrie anul trecut să semneze un act adițional prin care banca la care a făcut creditul răscumpăra împrumutul de la o firmă din Ungaria, către care vânduse creanța cu mai bine de 6 ani în urmă, fără ca Aurelia să știe. Vă dați seama că am rămas șocată, n-am vrut să semnez niciun înscris, pentru că eu nu am știut că această creanță a fost cesionată, acest credit, acest contract a fost cesionat. N-aveam cum să ne dăm seama că acest contract de credit a fost cesionat mai departe pentru că opera aceeași bancă. Deci contactul direct cu noi, să spunem, l-a avut aceeași bancă, toate înscrisurile care au emanat în nume propriu. Mai exact, banca, deși vânduse creditul către o firmă străină, a rămas mandatara firmei și a continuat să trimită înștiințări de plată și să încaseze ratele lunare. Însă, conform legii, dobânda și comisioanele încasate în cadrul ratei lunare au devenit ilegale, pentru că un SRL, care nu este bancă sau IFN, nu are dreptul să încaseze dobânzi bancare. O decizie definitivă a judecătoriei sectorului 2 explică foarte clar încălcarea legii. De îndată ce contractul de credit este cesionat către o altă entitate juridică decât o bancă, cel mai frecvent SRL-uri, raportul dintre noul creditor și debitor capătă o altă natură juridică. În acest sens, OUG numărul 99/2006 interzice în mod expres entităților juridice care nu sunt instituții de credit să desfășoare activități cu specific bancar. SRL-ul recuperator de credite nu are dreptul de a percepe dobânzi, penalități, comisioane bancare și nu mai este supus normelor și controalelor BNR. Astfel, după ce a aflat că împrumutul ei a fost cesionat, Aurelia a continuat să-și plătească ratele, dar nu a semnat actul pentru reîntoarcerea creditului în posesia băncii și a dat banca în judecată. Noi asta și dorim, să ne luăm banii înapoi, care i-am plătit ca dobândă unei firme din afară, unui SRL. Pentru că acest SRL nu avea dreptul legal să ne încaseze această dobândă. Dacă vă aflați în această situație sau bănuiți că banca a vândut creditul către o firmă cu sediul în străinătate și nu acceptă să vă restituie dobânzile încasate abuziv, le puteți recupera prin instanțele de judecată. Instanța de judecată ce are posibilitatea inclusiv să restituie dobânda respectivă și dobânda la dobânda ce a fost plătită în plus, fiindcă inclusiv, dacă o numim dobândă, sunt niște sume de bani pe care împrumutații le-au plătit și au tot dreptul să-și le recupereze cu prejudiciu aferent respectiv dobânda legală. Aceste firme de recuperări creanțe din afara țării sunt afiliate băncilor din România. Raționamentul pentru care băncile au înțeles să cesioneze aceste credite, să le externalizeze către societăți comerciale din afara țării, a fost acela că în momentul în care ajungi la un plafon maxim de creditare, Banca Națională își cere suplimentarea unei garanții. Acea garanție, atâta vreme cât vrei să nu o suplimentezi, poți foarte bine să vinzi creditele în afara țării, BNR nu ți le mai supraveghează și astfel încât tu poți să faci noi creditări în țara în care dorești. În urma unor solicitări în privința a două firme de recuperări ce și-au sediul în Olanda și Ungaria, spre care au fost cesionate credite, Banca Națională precizează că aceste firme nu sunt înregistrate la BNR ca fiind instituții bancare sau nebancare și nici nu există autorizații de funcționare pe teritoriul țării noastre. Prin urmare, așa cum instanța a decis, nu aveau dreptul să încaseze dobânzi.